Partea Democrat Liberal a avut o guvernare responsabilă, o guvernare asumată, o guvernare care a schimbat fața României, așa cum a schimbat aici, în județul Suceava și în municipiul dumneavoastră. O guvernare care a construit în țara aceasta cât n-au construit toate guvernările de după 89. O guvernare care a lăsat în urmă atât de multe proiecte, încât guvernul USL nu că nu este în stare să zugrăvească ce am construit noi. Nu este în stare nici măcar să taie panglici la proiectele pe care noi le-am început. O guvernare care ne dă dreptul fiecăruia dintre noi să stăm cu capul sus în fața oamenilor. Pentru că dacă au fost măsuri care ne-au costat electoral, pentru că au fost măsuri nepopulare, măsuri de reducere a unor cheltuieli bugetare, care au afectat categorii sociale importante, care vin la vot, ni le-am asumat acele măsuri și am spus oamenilor cinstit ce putem și ce nu putem. În timp ce USL a mințit în decembrie, a mințit în iunie, a mințit poporul că va trăi mai bine. Și poporul astăzi trăiește mai prost și trăiește mai scump. Și în fiecare zi scoate mai mult din buzunar ca să trăiască. Astăzi românii văd că îi costă mai mult mâncarea, îi costă mai mult întreținerea, îi costă mai mult căldura, îi costă mai mult combustibilul, au taxe mai multe și mai mari, va costa mai mult gazul. Românii văd din zi în zi ce înseamnă guvernarea USL. O guvernare mincinoasă, o guvernare bazată pe promisiuni care nu sunt duse la îndeplinire, o guvernare incompetentă,